24. Dar eu mă încred în tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna ta, scapă-mă de vrăjmașii și prigonitorii mei. Fă să lumineze fața ta peste robul tău, scapă-mă prin îndurarea ta. Doamne, să nu rămân de rușine când te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se coboare muți în locuința morților. Să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc, îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre tine. Iubiți, dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, am împărțit psalmul 31 în două și pentru că are 28 de versete, dar și pentru că în psalmul 31 există multă tematică pe care o putem dezbate, la care ne putem uita, din care putem învăța. Vă aduc aminte de acel 2 Timotei 3, 16 și 17 cu referință la Vechiul Testament și cu referință la Cartea Psalmilor. Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu și de folos. Citiți, vă rog, Scriptura, Cartea Psalmilor. Da? Toată Scriptura insuflată de Dumnezeu, folos, să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire oamenii lui Dumnezeu de la Filadelfia să fie maturi, să fie desăvârșiți. Ei, Cartea Psalmilor, să știți că contribuie foarte mult la maturizarea noastră, la creșterea noastră în ceea ce privește cunoașterea deplină a lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm la partea a doua, în mod special versetul 19, aș vrea să îl dezvolt în această seară înaintea noastră, dar nu aș vrea să intrăm brusc așa în versetul 19, ci aș vrea să ne uităm la două aspecte. Dacă spunea Daniel că am împărțit serviciul divin în două, adică o parte de rugăciune și cântare și o altă parte în care vom asculta cuvântul Domnului, împart și psalmul 31 tot în două. În primul rând, aș vrea să ne uităm la câteva aspecte generale, care cred că sunt importante și ne va ajuta să și înțelegem mai bine mesajul pe care îl transmite omului Dumnezeu David în psalmul acesta. Și apoi aș vrea să ne uităm în mod deosebit la bonusul de bunătate a lui Dumnezeu. Pentru că face o afirmație cu totul și cu totul deosebită David aici și spune, o, cât de mare e bunătatea ta, dar nu pentru oricine. Vă rog, rețineți. Imaginea noastră este că Dumnezeu este nepărtinitor. Imaginea noastră despre Dumnezeu este că Dumnezeu este acela care are doză de bunătate pentru toți într-un mod egal. Și totuși, omul lui Dumnezeu, în baza experiențelor lui cu Dumnezeu, vine și spune, Doamne, există o bunătate mai deosebită pentru oameni deosebiți, pe care Tu arăți, încă ceilalți din jur vor vedea, faptul că Tu te porți altfel cu unii și altfel cu alții. Dar asta nu-L face pe Dumnezeu mai puțin bun. Dar există, și îmi permit expresia aceasta, există un bonus de bunătate. Aspecte generale, în primul rând, vis-a-vis de psalmul 31, le-ți spun aici în introducere că este un psalm către mai marele cântăreților. Când am stat un pic să analizez psalmul 31, am găsit un lucru foarte interesant care mi-a plăcut. Ce înseamnă mai marele cântăreților, poate pentru David? Spune aici, este un psalm pentru dirijor. Adică mai marele cântăreților nu e unul care cântă mai bine decât ceilalți,
Și mai marele cântărețile este cel mai important. E dirijorul, e cel care coordonează tot, fie că vorbim de cor, fie că vorbim de fanfară, de orchestră, e cel care primește mesajul acesta, îl filtrează și știe să-l transmită mai departe. Mie mi s-a părut foarte interesantă explicația aceasta, am căutat să înțeleg un pic și m-am uitat în paralel și la textul original al Psalmului 31, pentru că ne ajută să înțelegem și niște nuanțe pe care poate nu le prindem imediat dintr-o singură traducere. Apoi, un alt lucru care mi s-a părut interesant este contextul, care este diferit de Psalmul 30. Să știți că există o legătură între Psalmul 30 și Psalmul 31 și legătura nu este numai scriitorul sau autorul, scriitorul David, autorul Dumnezeu, ci există o situație de încercare, dar e diferită. În Psalmul 30, din care tot eu am predicat înaintea dumneavoastră, David scrie psalmul acela în contextul în care face numărătoarea poporului. Și trece printr-o situație iarăși de încercare datorită problemei în care singur s-a băgat. Și sunt situații de genul acesta în care trecem prin probleme că ne le-am făcut noi singuri. Acum noi găsim și vinovați întotdeauna și arătăm cu degetul, dar uităm de fapt că s-ar putea ca anumite situații să fim tocmai noi vinovații dacă am ajuns unde am ajuns. Ei, în Psalmul 31 se schimbă registrul. În Psalmul 31 nu mai este vinovat David, în Psalmul 31 sunt alții vinovați, sunt alții care i-au creat lui David starea aceasta totală de disconfort, o situație deosebit de grea. Versetul 4, Psalmul 31 spune: scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii. Laț înseamnă cursă, capcană. Înseamnă că cineva era pe urmele lui David, încerca să-l, da? Am căutat să înțeleg un context și contextul pe care mi l-a dat după ce am stat să analizez, este momentul în care David îl prigonea și David, Saul îl prigonea pe David și David ajunge să fugă în peștera Engedi. În cartea 1 Samuel sunt prezentate momentele de genul acesta. Și au întins o cursă lui David, da? Versetul 11 spune: din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară. Versetul 13 spune: aud vorberele ale multora, văd spaima domnește împrejur, când, vă rog rețineți, se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc. Observați, lați, vrăjmași, uneltiri, asta înseamnă complot, complotesc împotriva lui David. Deci, iată, contextul este diferit față de Psalmul 30. Dar dacă ne uităm cu atenție, vom vedea că David știe care este soluția chiar în situație de genul acesta. În Psalmul 30, soluția era rugăciunea. În Psalmul 31, David apelează la un lucru la care poate și noi apelăm în anumite situații. David apelează la o relație specială pe care o are cu Dumnezeu. Frați și surori, mi-am stat și m-am gândit analizând psalmul acesta, mi-am adus aminte, uitându-mă la Psalmul 31 și ideea aceasta de relație specială, de rugăciunea lui Ezechia. Ezechia are îndrăzneala să vină înaintea lui Dumnezeu în baza relației speciale pe care o avea el cu Dumnezeu. Și spune: Doamne, adu-ți aminte că eu nu sunt oricine. Eu am umblat cu credincioșie înaintea ta. Doamne, eu sunt, nu vine și spune: eu sunt împăratul lui Israel, nu asta mă face special înaintea ta, ci special mă face umblarea, relația, părtășia pe care am avut-o cu tine. Psalmul 20, da? Să te asculte Domnul în ziua necazului, să-și aducă aminte de toate arderile tale de tot. Înseamnă că există o anumită relație specială pe care omul lui Dumnezeu o are vis-a-vis de Dumnezeu. Ei, aici în Psalmul 31 zice așa versetul 2: pleacă-ți urechea spre mine, grăbește de mi-ajută, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare și o cetățuie unde să-mi găsesc scăparea, căci tu ești stânca mea. Adică eu nu vin și apelez la tine, Doamne, doar acum că trec prin probleme și îi lați în jurul meu, îți vrăjmași în jurul meu, uneltesc unii vis-a-vis de mine. Nu, eu am o relație. Tu ești stânca mea, ești cetățuia mea. Ei, acum demonstrează în situația aceasta toate aceste calități pe care tu le ai și arată-le vis-a-vis de mine. Mi-a plăcut lucrul acesta, felul în care David știe, parcă pun ghilimelele, să profite de relația dintre el și Dumnezeu. În primul rând, într-o situație de genul acesta,
îi aduce aminte lui Dumnezeu de relația specială care o are. Are ce să-i spună lui Dumnezeu, frați și surori. Vă rog, rețineți lucrul acesta. Are ce să-i spună lui Dumnezeu și construiește dialogul dintre el și Dumnezeu pe baza acestei relații. Tu ești stâncă, tu ești cetățuie, ei, acum fi în situația aceasta demonstrează. Ba mai mult, el vine și ne spune că atunci când trecem prin situații grele, când ni se întind curse, atunci când avem necazuri de o factură sau de alta, nu cele care ne le cauzăm noi, acolo trebuie multă pocăință, regret, iertare și reabilitare, cele care ne le fac alții, soluția este întotdeauna încrederea din toată inima în Dumnezeu. Bizuirea din toată inima pe Dumnezeu. Fiți tari, zice aici versetul 24. Îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Sunt câteva versete care scot în evidență modul frumos în care David știe să se roage înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult, ceea ce iarăși am găsit ca o soluție este acea, haideți să o numesc, abandonare totală în brațul lui Dumnezeu. Adică dependență totală de Dumnezeu. Spune el la un moment dat aici, în versetul 15, soarta mea, frați și surori, este în mâna ta. Soartă înseamnă destin. David aici nu se referă la faptul că cineva ghicește în cafea sau, eu știu, dă cu zarul. Da, destinul meu depinde de sațul de cafea. Știți că sunt, da? Sau depinde de latul de mână și de linia, palma și așa. Astea sunt lucruri de nimic. Soarta mea este în mâna ta, Doamne. Ba mai mult, psalmul 31 prin versetul 5 ajunge să fie un psalm mesianic. Știți ce spune David aici? În mâinile tale mă încredințez Duhul. Adică ființa mea internă, Duhul, cea mai adâncă parte a ființei noastre, Doamne, e în mâinile tale. Asta vrea să spună el, eu nu vin în mâna ta, e mintea mea, în mâna ta, e gura mea, în mâna mea, în mâna ta, e trupul meu, nu! Ființa mea interioară, interiorul meu, este în mâna ta. De ce spuneam că versetul acesta ne duce și îi dă o conotație psalmului 31, conotație mesianică? Ultimele cuvinte. Știți că pe cruce, când Domnul Iisus Hristos era în cele aproximativ 6 ore, da, Vinerea Mare, Scriptura menționează că Mântuitorul rostește 7 expresii, nu 7 cuvinte, 7 expresii, da? Începe de la Tată, iartă-i că nu știu ce fac, este prima expresie, și ultima expresie pe care o rostește este consemnată doar de evanghelistul Luca și el vine și spune în Luca la capitolul 23, versetul 46, Luca 23 cu 46, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. În momentul acela s-a finalizat întreaga lucrare și operă de mântuire realizată, săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos. Dar în aspectul acesta general, am mai găsit, pentru că am zis că vreau să ne uităm la niște aspecte generale, am găsit o legătură între psalmul 30 și psalmul 31. Și interpretez legătura aceasta în fie o slăbiciune, o imaturitate a unui credincios, un pericol, haideți să-l numești așa, pericol sau pericole care pot la un moment dat să îl pândească pe cel credincios. În psalmul 30 și versetul 6, psalmul 30 cu versetul 6, e primul pericol, zice, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Frați și surori, e foarte greșit să gândim așa. Și pericolul este să crezi că dacă toate lucrurile merg bine, nu vei trece niciodată prin încercare. Vă rog, rețineți. Ba mai mult, David a crezut la un moment dat că atunci când mergea bine, zice, toate lucrurile vor merge, dar spune aici în versetul 7, un pic te-ai ascuns și m-am și tulburat. Da? Un pic parcă ți-ai tras mâna de la mine și n-am mai fost așa cum eram eu obișnuit și dintr-o dată m-am și tulburat. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Greșit. Și oamenii mari ai lui Dumnezeu au trecut la un moment dat
prin situații de încercare, frați și surori. Să știți că diavolul poate specula, tocmai de aceea vorbeam că atât de important să ajungem la maturitatea cunoașterii lui Dumnezeu. Știți ce ușor poate specula o astfel de, păi dacă tu ești copil al lui Dumnezeu, dacă ești credincios, dacă Dumnezeu te iubește, dacă e săpat în palmele Lui, de ce treci prin încercare? De ce încercare? Primul pericol este acesta, da? În care să ai impresia că nu va veni niciodată o încercare, nu va veni niciodată un moment care să creeze poate o stare de disconfort. Și al doilea pericol este cel din Psalmul 31, versetul 22. Psalmul 31, versetul 22, prima parte. În pornirea mea nechibzuită, ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Iarăși este greșit. Spune aici, în pornirea mea m-am pripit să zic. Și asta sună foarte frumos, să știți. În pornirea mea m-am pripit. Frați și surori, pe de o parte când ne merge bine, să n-avem impresia că nu pot să vină și încercări la un moment dat, iar în momentul în care s-ar putea să trecem printr-o încercare, să nu zicem că Dumnezeu ne-a abandonat. Sunt două pericole care ne pot la un moment dat pândi pe oricare dintre noi. Pe oricare dintre noi. Și acum, vorbind la drept, mai mult necaz decât bine. Trecem mai mult prin situații delicate, da? Și atunci s-ar putea la un moment dat să venim și să spunem și în felul următor, pripit vorbind. În lipsă de maturitate. Imaturitatea spirituală nu este neapărat un păcat. Vreau să subliniez lucrul acesta. O biserică, să știți că este foarte diferită. O biserică este compusă din oameni care sunt diferiți de felul lor. Unii sunt mai maturi spiritual, alții sunt mai puțin spiritual, alții sunt, eu știu, într-o anumită stare, au crescut mai repede, au fost mai serioși din punctul acesta, la alții au trecut poate și 10 și 20 de ani de pocăință și sunt tot într-o stare infantil spiritual vorbind. Noi, imaturitatea spirituală nu este neapărat un păcat, dar dacă rămânem mai departe într-o stare de imaturitate, s-ar putea la un moment dat să fie păcat. De aceea e atât de important să înțelegem, tocmai de aceea ne spune în Efeseni, dacă nu greșesc, da, în Efeseni ne spune Apostolul Pavel că Dumnezeu a dat pe unii, Efeseni capitolul 4, zice, El a dat, versetul 11, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Și acum ascultați, vă rog frumos, pentru desăvârșirea sfinților, pentru maturizarea sfinților, până vom ajunge la unirea credinței, versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Și să fim oameni statornici, maturi spiritual. Ei, e posibil la un moment dat, fie că ne uităm la Psalmul 30, versetul 6, fie că ne uităm la Psalmul 31, versetul 22, să avem unul din cele două, să zic așa, pericole, prin care la un moment dat un anumit copil al lui Dumnezeu poate să treacă. Ceea ce trebuie să gândim, și asta e o gândire maturitate, o gândire matură. Dacă ne merge bine, ne merge bine pentru că Dumnezeu este acela care vrea să ne binecuvânteze. Dacă la un moment dat s-ar putea să nu mai meargă așa cum a mers, nu înseamnă că Dumnezeu ne-a abandonat. Nu înseamnă că Dumnezeu și-a întors fața de la noi. Nu înseamnă că Dumnezeu a uitat de noi. Poate are un alt plan, poate are altă lucrare. Nu uitați că Dumnezeu atunci când lucrează în dreptul nostru, El nu vede numai prezentul. El nu vede numai viitorul apropiat, El vede viitorul îndepărtat, ba mai mult El vede veșnicia. Și în funcție de toate acestea, El lucrează în dreptul nostru, modelează ființa noastră, caracterul nostru, prin tot ceea ce trecem la un moment dat, pentru ca să ajungem să fim maturi și desăvârșiți și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta e scopul lui Dumnezeu, frați și surori. Un adevărat profesor, un adevărat învățător, da? El nu vine predă o lecție numai la o clasă. El se uită, dacă vreți, eu când învățam programa școlară, când eram în învățământ în România, învățam programa școlară de la 15 septembrie până la 15 iunie 2000, eu știu, anul următor. Eu nu învățam programa școlară și planificarea calendaristică doar pe o săptămână. Pentru că știam că fiecare lecție trebuie să mă ducă mai departe, mai departe, mai departe, până când termin anul școlar cu clasa respectivă, ei trebuie să ajungă la nivelul acesta.
Dacă eu, care eram doar un profesor care stăteam la catedră, lucrez în felul acesta, vă rog, imaginați-vă cum lucrează marele profesor, cum lucrează marele învățător. Voi mă numiți Domnul și Învățătorul și bine ziceți căci sunt, spunea Domnul Iisus Hristos. De aceea e important să căutăm să-L înțelegem pe Dumnezeu, nu să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, chiar dacă nu reușim să-L înțelegem. Și acum, particularitatea. Psalmul 31, versetul 19. Ne-am uitat la câteva aspecte generale, am făcut o legătură cu Psalmul 30. Ne uităm acum la versetul acesta care spune: O, cât de mare e bunătatea ta! Vă rog, uitați-vă și analizați versetul acesta. Cât de mare e bunătatea ta, pe care o păstrezi, da, o ai, pentru cei ce se tem de tine, o categorie, sunt două lucruri la care aș vrea să ne uităm în special, pentru cine e aceasta și care este modul de manifestare acestui bonus de bunătate. Da? Așa îmi place să-l numesc, bonus de bunătate. O, cât de mare e bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine, frați și surori, în fața unei alte categorii de oameni, în fața fiilor oamenilor. Eu sunt convins că toți oamenii beneficiază de bunătatea lui Dumnezeu. Toți. Dumnezeu face să răsară soarele și peste bun și peste rău. Și asta e tot bunătatea lui Dumnezeu. Da? Dar soarele parcă peste cei buni e mai cald decât peste cei răi, fiți fără frică. Are Dumnezeu modul lui de a lucra și am să scot în evidență aspectul acesta. Haideți să ne uităm la câteva lucruri pe care Scriptura le menționează vis-a-vis de bunătate. Frați și surori, bunătatea este unul din principalele atribute prin care Dumnezeu a vrut să fie cunoscut. Dincolo de orice atribut, dincolo de orice calitate pe care Scriptura o scoate în evidență vis-a-vis de Dumnezeu, bunătatea este atributul prin care Dumnezeu a vrut în mod special să fie cunoscut. Aș vrea să vă uitați la versetul, la Exodul, capitolul 34, versetul 6-7. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, un Dumnezeu încet la mânie, și acum vă rog rețineți, plin de bunătate și credincioșie, plin de bunătate. E un atribut pe care Dumnezeu îl scoate în mod deosebit în evidență în Psalmul 103 și versetul 8. Psalmul 103 și versetul 8 zice: Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Iacă un alt adjectiv: bogat în bunătate, plin de bunătate. Parcă întotdeauna când e vorba de bunătatea prin care Dumnezeu vrea să se descopere, vrea să se reveleze, întotdeauna există parcă această prezentare, plinătatea bunătății, bogăția bunătății, pe de o parte. Apoi, când vorbim de bunătatea lui Dumnezeu, am găsit în Scriptură scris, nu o să mai pot să trec prin toate pasajele pe care mi le-am pregătit, dar bunătatea lui Dumnezeu este un motiv de laudă și închinare pentru cel credincios. Adică dacă vreți un motiv suficient, da, avem grupul de laudă și închinare, Domnul să-i binecuvânteze. Ei n-au venit că au fost puși în programare să cânte astăzi. Ei au venit să cânte pentru bunătatea lui Dumnezeu. Vă rog să ziceți amin. Domnul să-i binecuvânteze. E adevărat, facem o programare, ne uităm la ea, ținem cont de ea, în măsura în care putem să ne ținem de programare. Dar în momentul în care vii să-L lauzi pe Dumnezeu, motivul esențial, principal, pentru care Dumnezeu trebuie lăudat este bunătatea. Psalmul 106 și versetul 1. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul căci este bun și îndurarea Lui ține în veci. Psalmul 107 repetă de 5 ori expresia aceasta: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. De 5 ori într-un singur psalm este expresia aceasta care scoate în evidență o motivație puternică în ceea ce privește lauda și închinarea la adresa lui Dumnezeu. Dar aici aș face o paranteză. Ca să ajung, frați și surori, dragii mei, ca să ajung cu adevărat să-L proslăvesc pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui, să ajung cu adevărat să am un moment de închinare adevărată, profundă, vis-a-vis de bunătate, psalmistul spune în Psalmul 34 și versetul 8: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Frați și surori, dragii mei,
Câtă vreme noi toți experimentăm bunătatea lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Să știți că există atâta diversitate de manifestare în bunătatea lui Dumnezeu. Toți o experimentăm. Diferența știți unde e? Unii o recunosc, alții nu o recunosc. Unii l-au experimentat pe Dumnezeu, gustat și vedeți ce bun este Domnul. Experimentați-L pe Dumnezeu. Puneți-L la încercare pe Dumnezeu în bunătatea Lui și vedeți efectiv cum este, cum se manifestă Dumnezeu în toată lucrarea aceasta. Ba mai mult spune Scriptura că bunătatea se manifestă zilnic față de noi. De multe ori când începem serviciul divin, apelăm la acel plângere lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21 și versetul 2. Ceea ce mă face să mai trag nădejde este faptul că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare. Și atunci când am stat și m-am uitat la, fac și aici paranteza aceasta, când m-am uitat la plângerea Ieremia 3, 21, 22, am mai găsit încă un lucru interesant despre bunătate. Parcă întotdeauna când Dumnezeu își manifestă, revelează bunătatea, nu vine doar cu bunătate, ci are un pachet de binecuvântare sau un pachet de atribute divine pe care le manifestă în dreptul nostru. Spune, revin la acest Ieremia, Ieremia 3 zice, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui sunt la capăt. Versetul 23, credincioșia ta este atât de mare. Trei mari atribute divine, bunătate, îndurare și credincioșie. Ei, am spus că ele vin la pachet. Ascultați, vă rog frumos, Psalmul 85, versetul 10. Psalmul 85 cu 10. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea ce fac? Se sărută. Iată că Dumnezeu nu vine doar cu bunătate, ci aduce după El un pachet de binefacere. Un pachet în ceea ce privește atributele sale, credincioșie, iertare și așa mai departe. Sunt atâtea și atâtea atribute. Dar, frați și surori, există și o bunătate a lui Dumnezeu absolută. O bunătate a lui Dumnezeu revelată, personificată. Haideți să folosesc expresia aceasta. Și bunătatea lui Dumnezeu absolută, personificată, este în persoana și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cea mai mare bunătate, cel mai înalt mod de manifestare a bunătății lui Dumnezeu vis-a-vis de fiecare dintre noi este Domnul nostru Iisus Hristos. În Tit, la capitolul 3, versetul 4, Tit 3 cu 4, dar, zice Apostolul Pavel, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, dar până acum n-a fost bunătate, ba da, dar contextul în care prezint această bunătate arătată este diferită de tot ceea ce v-am spus eu până acum. Bunătatea lui Dumnezeu manifestată n-a fost personificată niciodată, ci a fost manifestată prin evenimente, prin diferite situații, dar aici deja vorbește despre o personificare a bunătății. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, iată iarăși pachet de binecuvântare, bunătate și dragoste. Deci El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, a treia. Bunătate, dragoste, îndurare. Observați cum vin parcă una după alta, dar prima e bunătatea. Parcă bunătatea le trage și pe celelalte după ele. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute din noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a revărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice, binecuvântat să fie numele Domnului. Iată cât de mult, dacă vreți, putem să vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar noi nu suntem numai dintre cei care vorbim despre bunătate. Îmi place să cred că noi, cei care suntem în această seară la Filadelfia, cei care ne urmăresc și urmăresc slujirea noastră, și vă spuneam, nu sunt puțini care sunt aceia care se uită mai de aproape sau mai de departe la programele Bisericii Filadelfia. Îmi place să cred că noi suntem aceia care am experimentat această bunătate a lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta suntem aici, suntem nu numai pentru că este joi seara și este o slujbă a bisericii, ci suntem oameni care am gustat cât de bun este Domnul. Prezența noastră aici este un mod de închinare înaintea Lui și zice, lăudați pe Domnul
pentru bunătatea Lui. Și atunci eu sunt aici ca un gest de recunoștință. Domnul a fost bun cu mine. Ce așteaptă de la mine alta decât să vin să mă închin, să recunosc, să-i mulțumesc, să-l proslăvesc? De fiecare dată când sunt aici, fie că e marți, fie că e joi, fie că e duminică dimineața sau duminică seara, frați și surori, dragii mei, e, dacă vreți, un răspuns al meu la tot ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu pentru mine. Atât de mult face și vorbim atât de mult de bunătatea lui Dumnezeu și atât de puțin parcă știm să răsplătim aceasta sau să, eu știu, să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toată bunătatea aceasta. Ei, vine psalmistul și spune, există totuși o bunătate deosebită pentru o categorie deosebită. Și spune aici în Psalmul 31, versetul 9. Această bunătate deosebită pentru categoria deosebită este în primul rând pentru cei ce se tem de El. Și în al doilea rând, cei care se încred în El. Versetul 19, 31. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine. Uitați-vă, vă rog frumos, și în plângerea lui Ieremia, mă întorc la capitolul 3, versetul 25. Ieremia, plângerea lui Ieremia, 3:25. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El. Domnul este bun cu sufletul care îl caută. Sunt cel puțin patru atitudini pe care ar trebui să le dezvolt și să beneficiez de bonusul de bunătate. Pe de o parte să mă tem de El, pe de altă parte să mă încred în El, să nădăjduiesc, să-mi pun toată speranța în El și apoi să-L caut. Nu să-L caut din când în când, nu să-L caut atunci când am nevoie, ci căutarea aceasta să fie un mod permanent de relaționare dintre mine și Dumnezeu. Psalmul 103, versetul 11, face iarăși afirmația următoare. Și ascultați. Cât sunt de sus cerurile față de pământ? Nu știu, ați încercat vreodată, v-ați gândit vreodată, care este distanța de la pământ până la cer? Poate cineva să o măsoare, zburăm cu avionul undeva la 12.000 de metri altitudine. Dar asta e atmosfera. Cât e de sus, zice, distanța dintre cer și pământ, atât de mult, ascultați, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui și nu pune punct aici. Vă rog, uitați-vă cu atenție. De aceea spuneam că există un bonus de bunătate. Nu-L face pe Dumnezeu părtinitor, nu-L face pe Dumnezeu să lucreze doar cu unii și nu. Și Dumnezeu știe să recompenseze, dacă vreți. Atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Frați și surori, dragii mei, ne apropiem de final. I-am rugat pe cei de la laudă și închinare, care vin să laude pentru bunătatea Domnului, să pregătească cântarea care spune Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde. Aveți o altă cântare mai potrivită? Cântăm ce vreți dumneavoastră, ca la ora de rugăciune marți. Dar cred că această cântare se potrivește atât de bine cu finalul unei predici în care am vorbit despre bonusul de bunătate. Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima și mă face fericit într-o lume a întristaților, într-o lume a deznădăjduiților, într-o lume a oamenilor fără speranță, să fii fericit pentru că Tu ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu. Deci e important să ne uităm în cartea psalmilor și să extragem învățături pentru creșterea, maturizarea, apropierea, desăvârșirea noastră pe drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu. Haideți, dragii mei, și puteți să și începeți, că eu știu să și vorbesc și să cânt. Haideți sus, aici. Cine sunt beneficiarii? Da? Am vorbit despre, zice versetul 20 aici, în felul următor. Bunătatea manifestată, tu îi ascunzi la adăpostul feței tale, îi ocrotești. În primul rând, bunătate înseamnă ocrotire, înseamnă îndurare, înseamnă ascultarea rugăciunilor. Sunt atâtea și atâtea. Oh, și mă limitez doar la Psalmul 31. Începând de la versetul 20 până la versetul 24, sunt sublinieri care scot în evidență. Dar este aici o afirmație interesantă. Zice, o, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi.
Frați și surori, în fiecare zi am beneficiat de bunătate. Fiecare și eu, care stau înaintea dumneavoastră, familia mea și toți cei care suntem aici și cei care ne urmăriți. Dar zice aici Scriptura, e un lucru extraordinar. Dumnezeu are și o rezervă de bunătate. Deci o păstrezi. O bunătate care am rezervat-o special pentru categoria asta de oameni. Mai mult decât am arătat până acum, Dumnezeu este capabil să arate. Mai mult decât bunătatea pe care ai avut-o în fiecare zi, Dumnezeu îți păstrează mai multă bunătate. Așa ar trebui să-L vedem, frați și surori, pe Dumnezeu, în bunătatea Lui.